Hei, salutare prieteni și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Desenez și Colorez Astăzi. Sunt foarte fericit că îl voi desena pe următorul legendar din Brawl Stars și anume pe Sandy. Sper să vă placă, nu uitați să zdrobiți acel butonaj de like, să vă abonați în caz de nu ați făcut-o și să apăsați clopoțelul de notificări dacă vreți să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez câte ceva nou, adică zilnic. Iar dacă mă susțineți și ceea ce fac eu apreciați și vă place foarte, foarte mult și vreți să continui să postez zilnic, puteți de asemenea să distribuiți prietenilor voștri pe Instagram, pe Facebook, pe Twitter sau unde mai aveți voi conturi pe social media, să distribuiți, să vadă cât mai multă lume desenele, tutorialele mele și de ce nu cât mai multă lume să înceapă, să încerce, să deseneze. O să începem să-l facem pe domnul Sandy, cred că este băiat, cred, dacă nu este băiat spuneți-mi în comentarii. O să vă începe cu o schiță, dar înainte de a începe cu schița, chiar sunt curios să vă întreb câte trofee mai aveți. Care este brawlerul vostru favorit din Brawl Stars? Aveți vreun legendar? Îl aveți pe Sandy? Și alte chestii de genul ăsta, pentru că eu în continuare nu am niciun legendar. Ah, și apropo, am văzut că o să lanseze și un nou skin al lui Jean, o să-l desenez și pe acela zilele următoare. Am văzut că este foarte simpatic, Jean Piratul. Chiar de bea și să lăsănești pe el. Dar pe acesta de azi, pe Sandy, fiind legendar, mă bucur foarte mult că pot să, că l-au scos și ei și pot să-l lesenez. Plus că arată foarte interesant, arată chiar interesant ca și caracter. Așa, începem cu schița în creon ca de fiecare dată, apoi vom continua cu conturul, cu linerul. Voi folosi un liner de la Micron, iar apoi voi colora cu marcare pe bază de alcool și cu creioane colorate ca de fiecare dată. A fost la asemenea un desenuț destul de elaborat, să zic așa, adică mi-a luat undeva la 30 de minute schița și conturul și încă, cred că o oră, să-l colorez. Deci a fost undeva la o oră jumate tot desenul mi-a luat să-l fac, așa că puteți și voi să aveți răbdare, nu știu, măcar o porțiune din timpul ăsta și să urmăriți tutorialul meu dacă vreți să desenați și să nu vă grăbiți la modul ăsta, pentru că orice lucru ca să vă iasă drăguț și să vă iasă cât de cât bine, mai mult decât talent sau alte cele care am spus că nu prea există, sau îndemânare în desen, vă trebuie răbdare, să aveți răbdare să pigăliți. Eu vă dați seama că l-am făcut și l-am șters de foarte multe ori până când mi-am făcut fața, până când mi-am făcut capul, ca să-mi placă mie cum ies. Puteam să stau și mai mult pe el și puteam să-l fac și mai, nu știu, mai mult ca în poză, să zic așa, mai asemănător cu originalul. Și la partea de colorat, și la partea de schiță și contur. Dar am stat și eu decent de mult oricum. Am spus, mi-a luat cam o oră jumate să-l fac. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii, le puteți lăsa de asemenea în comentariile de mai jos. Chiar îmi place foarte mult când îmi comentați, când mă întrebați chestii, îmi place mult să interacționez cu voi. O să citesc și o să vă răspund la fiecare comentariu, plus o să vă dau inimioare la ele, pentru că nu sunteți dragi și am spus, îmi place foarte mult să vorbesc și să interacționez cu voi și de asemenea dacă vreți să-mi trimiteți poze cu ce desenați, o să vă las în descriere linkul la Instagramul meu, o puteți face acolo, puteți să trimiteți pozici cu ce desenați, la fel mă bucur foarte mult când văd ceea ce desenați, când ceea ce pictați, îmi trimiteți și mă face să mă simt foarte, foarte mândru. Și tot în descriere să vă las și linkul la canalul meu de pictură, în caz de nu știați, eu am și un canal de pictură unde postez tutoriale pentru începători de pictură, narate și explicate, deci dacă vreți să învățați să pictați, vreți să aveți, eu știu, proiecte pentru școală, chestii de pictat, chestii de genul ăsta, intrați acolo, urmăriți-mă, cu siguranță veți găsi ceva interesant de învățat dacă sunteți pasionați și de acest aspect al artei. Așa. Acestea fiind spuse, vom continua cu schița în creion, apoi voi face un contur cu linerul pe care îl folosesc de fiecare dată, în caz de nu știți, un liner permanent de la Micron folosesc, sunt foarte ok, nici sunt nici scumpe, undeva la 8 lei un liner. Dacă nu puteți folosi un marker permanent, vă sugerez dacă aveți posibilitatea să vă cumpărați un marker Sharpie, sunt foarte fiabile, viabile. Și costă undeva la 5-6 lei, adică decent la bani, chiar sunt decente la bani și sunt foarte, foarte bune. Și cam atât ce pot să vă mai spun, o să mai vin cu niște completări și cu niște chestii pe care vreau să vi le mai spun, dar când o să ajung la colorat.
Până atunci, în continuare, spor la desenat vă urez, de fapt. Și încă o chestie, dacă rămâneți, cu siguranță veți rămâne în urmă cu față de desenul meu, puneți pauză, luați înapoi videoclipul când desenați o dată cu mine și rămâneți în urmă. V-am spus, mi-a luat o oră jumate, nu puteam să las videoclipul de o oră jumate, vă dați seama. L-am continuat cât de mult am putut. Așa, o să ne auzim când încep să colorez.
Așa, și este gata domnul Sandy, sper că este un domn, dacă nu, să mă scuze. Și voi începe să îl colorez. Acum îl voi colora cu marker de pe bază de alcool pe care le folosesc întotdeauna, și anume cele de la Ohuhu, deși acum am început să le colorez cu cel de la Winsor & Newton Pro Marker. Și mai folosesc și Copic. Winsor & Newton sunt mai profi, Copicurile sunt cele mai scumpe markere pe care le am și le folosesc destul de rar. Și cele mai folosite sunt cele de la Ohuhu, pe care le-am cumpărat de nu foarte mult timp, de pe Amazon. Și vreau să vă spun că sunt foarte mulțumit de ele. Am un videoclip unde le-am făcut un fel de unboxing, unde vă spun părerile mele, cât au costat, chestii de genul ăsta. Deci dacă sunteți curioși, intrați acolo și urmăriți ce i-am de spus despre ele. Iar ca și creioane colorate, voi folosi de la Faber-Castell. Am două tipuri de creioane, am creioanele lor de vârf, creioane profi, să zic așa, și mai scumpicele, se numesc Polychromos, și am și o gamă de student, elev, de buget mai ieftioare, se numesc gama lor Classic. Cele Polychromos sunt undeva la 8-9 lei bucata, iar cele clasice sunt undeva la 2 lei bucata, deci diferența de bani există, iar sunt cele clasice sunt foarte, foarte bune, sunt foarte pigmentate, sunt au avut foarte rezistent, deci vă recomand cu încredere dacă aveți niște mănuți puși deoparte, vreți să vă investiți în ceva material pentru artă, vă sugerez să vă luați creioane colorate, sunt foarte, foarte, la fel, fiabile, foarte viabile și vă ajută foarte, foarte mult. Pentru marcă de bază de alcool sunt mai scumpicele un pic, trebuie să vă luați o gamă de culori mai măricică și e mai complicat. Puteți să vă luați dacă aveți disponibilitate niște Ohuhu de pe Amazon, dar costă, sunt mai scumpicele și costă. Așa. Vedeți, îl colorez mai întâi în marker, dau culoarea de bază, iar apoi câteodată fac și niște mici umbre tot în marker, iar apoi cu culorile, lucrurile colorate, accentuez zonele de umbră. De asemenea, cu creioanele de colorate deschise, fac zone de highlight, zone de lumină. Iar asta îi dă un efect oarecum tridimensional caracterului nostru. O să-l continui să-l colorez. Eu sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Nu uitați, în caz de nu ați făcut-o deja, deși mă îndoiesc, dar dacă totuși nu ați făcut-o deja, să vă abonați, să apăs clopoțelul de notificări. Clopoțelul de notificări înseamnă că YouTube-ul o să vă anunțe de fiecare dată, în fiecare zi, când postez un nou clip. De asemenea, să zdrobiți butonașul de like și să distribuiți prietenilor voștri pe orice platformă socială aveți voi contulețe. Mă ajută enorm de mult și dacă mă susțineți, ceea ce fac eu vă place, vă rog foarte mult să faceți acest lucru. De asemenea, dacă aveți întrebări, păreri, sugestii, în comentariile de mai jos sau pe Instagram, vă las linkul în descriere. Și tot în descriere v-am lăsat linkul și la canalul meu de pictură. Vă invit acolo să aruncați un like, să aruncați un like, să vă abonați dacă ceea ce fac vă place. Acestea fiind spuse, o să continui să-l colorez și o să ne auzim și mâine cu un nou tutorial. Până atunci, rămâneți creativi, spor la lucru, spor la desenat și pa, pa!